Ziua bună, prieteni! Sunt Valicona și astăzi vă prezint un alt material semnat de ziaristul și scriitorul George Hodorogea. Crudul adevăr despre Pătrășcanul, tatăl filogerman, fiul prosovietic, un alt episod din Secretele Istoriei, urmașul lui Caragiale. În ziua de 4 noiembrie 1937 se stingea din viață la București Dimitrie de Pătrășcanu, născut pe 8 octombrie 1872 la Tomești, Iași. Un scriitor satiric, membru de prim plan al cercului literar al vieții românești și tatăl viitorului comunist Lucrețiu Pătrășcanu. Despre Dimitrie Pătrășcanu, cunoscutul istoric literar Paul Cernat scria următoarele. Descendent al familiei unui mazil, conservator trecut ulterior la liberali, profesor de istorie respectat, autor de numeroase manuale, Dimitrie de Pătrășcanu a fost unul dintre cei mai agreabili umoriști post-caragialieni ai prozei noastre de dinaintea și de imediat după primul război mondial, poate și mult după aceea, echivalent al munteanului zburătorist Gheorghe Brescu și al mai subtilului I.A. Alexandru Basarabescu. După care criticul amintește că o parte din numeroasele cărți publicate de-a lungul vieții de D. Pătrășcanu sunt Ce cere publicul de la un deputat și alte schițe, În zăpădiții, O critică și un profesor, Candidat fără noroc și alte povestiri folositoare, Schițe și amintiri, memorialistică din copilărie și adolescență, Domnul Nae, scene din vremea ocupației, Condica doamnei Pompiliu, decorația lui Vartolomei, Un prânz de gală, texte care cuceresc prin bonomia jovială și prin maliția benignă, scria Paul Cernat în cartea intitulată Umor în stil biblic. O piesă de rezistență a scriitorului a fost satira anticlericală Timoteiu Mucenicul, unde umorul adoptă stilul biblic, într-o manieră inaugurată de Ion Creangă și perfecționată de George Topârceanu și Damian Stănoiu, cu o gamă foarte diversă a situațiilor umoristice, schițele lui Pătrășcanu sunt variațiuni de regulă savuroase pe tema inadecvării. Multe dintre schițele umoristice au fost ecranizate cu succes în anii comunismului ca sketch-uri sau mici piese umoristice de teatru. Dede Pătrășcanu a publicat în colaborare cu Mihail Sadoveanu două volume, Din viețile sfinților și Vinovații. Neutralist și filogerman. În perioada primului război mondial, Dede Pătrășcanu a avut o atitudine neutralistă și chiar filogermană, lucru care iese în evidență chiar din lucrările publicate între anii 1916 și 1918. Cea mai pregnantă pledoarie filogermană a avut un volum în fața națiunii, publicat la câțiva ani după terminarea războiului, adică în anul 1926. Și odată cu apariția acestui volum, au început și necazurile pentru Dede Pătrășcanu. A fost considerat trădător, dat afară din Societatea Scriitorilor Români și eliminat de la Catedra Universitară. Astfel, drama tatălui se va transfera în alt context ideologico-istoric și la alt nivel, fiului Lucrețiu, cu un sfârșit tragic, scria același Paul Cernat. O reabilitare ciudată. Eliminat din viața publică, politică și culturală, Dede Pătrășcanu a fost reabilitat din punct de vedere al memoriei, fiindcă fizic trecuse de mult pe lumea cealaltă, de regimul comunist impus de tancurile sovietice, iar schițele sale republicate și chiar puse în scenă de diverse teatre s-au jucat în emisiuni de divertisment televizate sau radioficat. Asta în condițiile în care fiul său, comunist notoriu, fusese executat, iar autorul era cunoscut ca trădător și un om cu politici filogermane. Nici astăzi nu se știe care a fost motivul real al acestei ciudate reabilitări politice și culturale, mai ales într-un moment în care milioane de români au avut de suferit crunt din cauza simpatiilor politice contrare doctrinei comunist-bolșevice, între Palatul Regal și celulele ilegale comuniste. Fiul lui Dede Pătrășcanu, Lucrețiu, a reprezentat o personalitate cu totul aparte decât a tatălui său în istoria modernă a României. Un intelectual cu studii în diferite domenii și un actor principal pe scena politică, aflat în prima linie atunci când a venit vorba de luarea unei decizii care schimba radical cârmuirea ideologică a țării la finele celui de-al doilea război mondial. Lucrețiu Pătrășcanu a fost un comunist convins, însă a fost eliminat de propriul său partid, pe care visa la un moment dat să-l conducă printr-un proces stalinist de care nu era deloc străin, fiindcă și el, la rândul său, își distrusese adversarii prin același procedeu.
Lucrețiu Pătrășcanu era total diferit față de viitorii lideri români comuniști din toate punctele de vedere. Era un intelectual școlit în străinătate, care avea relații cel puțin diplomatice atât cu Casa Regală, cât și cu liderii partidelor istorice, PNC și PNL. Cu toate că îmbrătișa în mod cert doctrina comunistă, datorită relațiilor pe care le-a dezvoltat și datorită originii burgheze, Pătrășcanu a fost mereu salvat de detenția politică, deși fusese arestat de două ori, în 1940 și în 1941. Și în cele ce urmează, vă vom prezenta pe scurt ascensiunea și decăderea unui lider politic trecut în uitare. Lovitura de stat de la 23 august 1944 și începutul ascensiunii politice. Lucrețiu Pătrășcanu s-a născut în Bacău pe data de 4 noiembrie 1900 și a definitivat studiile în străinătate, unde a fost licențiat în drept și doctor în științe economice al Universității din Leipzig, Germania. De profesie avocat, a fost la un moment dat și profesor universitar la Facultatea de Drept din București, în cadrul universității. Între timp, acesta a fost sedus de ideile utopice proletare de tip marxist, în care a crezut cu desăvârșire. Unul dintre biografii săi l-a numit ca fiind singurul marxist român. În preajma evenimentelor din august 1944, când România a întors armele printr-o lovitură de palat, regimul militar dictatorial al lui Antonescu a fost înlăturat, iar Partidul Comunist Român nu reprezenta mai nimic în rândul românilor. Nici chiar conducătorii de marcă ai PCR, cei care vor pune bazele dictaturii comuniste în România, nu și-ar fi imaginat vreodată că, printr-o fatidică conjunctură, vor prelua cu adevărat puterea. Însuși Gheorghe Gheorghe Udej, viitorul reprezentant al politicii staliniste în România, recent evadat după ani grei de detenție, se afla undeva la Vâlcea, ascuns, departe de evenimentele de la 23 august 1944, fără să realizeze vreodată în acel moment că toate acțiunile ce se vor desfășura îi vor fi favorabile și îl vor propulsa ca prim secretar al partidului și dictator al regimului comunist în România. Lucrețiu Pătrășcanu a așteptat semnalul înlăturării lui Ion Antonescu și și-a însușit rolul de reprezentant al Partidului Comunist Român în evenimentele ce vor urma. Cu ilegaliștii comuniști aflați în pușcării, iar cei școliți sub eticheta stalinistă aflați în îndepărtata URSS, Lucrețiu Pătrășcanu a fost soluția acceptată de Kremlin, dar, cu siguranță, niciodată dorit. Conjunctura a făcut ca, după înlăturarea mareșalului Ion Antonescu, Lucrețiu Pătrășcanu să devină ministru fără portofoliu în primul guvern Sănătescu și să facă parte din delegația care a semnat în septembrie armistițiul cu Moscova, oficializând astfel întoarcerea armelor și trecerea de partea aliaților. Dar imediat s-a și văzut rolul nefast al alianței României cu RSS, fiindcă timp de două săptămâni, armata română a fost măcelărită de sovietici, tratată în continuare ca stat inamic și astfel zeci de mii de soldați și-au găsit sfârșitul pe front sau au fost luați prizonieri și trimiși în gulagul siberian. Și asta fiindcă URSS nu a acceptat niciodată armistițiul până nu a fost sigură că are controlul de plin al României și l-a avut cu vârf și îndesat, România fiind neglijată de aliații occidentali. Trădarea României parafată la Ialta își făcea acum nefastul efect. Lucrețiu Pătrășcanu a jucat un rol foarte important în tot ceea ce a însemnat 23 august 1944 și instaurarea comunismului în România. După ce spiritele s-au mai liniștit, Lucrețiu Pătrășcanu, aflat pe o pantă ascendentă, spera să obțină și avea toate motivele să creadă, cu toată convingerea în acel moment, conducerea Partidului Comunist Român, partid susținut cu tancurile de către URSS. Dar, destul de repede, s-a văzut că Lucrețiu Pătrășcanu apreciase total greșit poziția sovieticilor. După o vizită la Moscova, lucrurile au devenit clare. Kremlinul nu l-a sprijinit niciodată și a impus în fruntea PCR o persoană din rândul clasei muncitorești, adică pe ceferistul ilegalist Gheorghe Gheorghe Udej. Se pare că faptul că Pătrășcanu era un intelectual a fost principala piedică în ceea ce privește lupta pentru putere din cadrul partidului. A rămas ministrul justiției, dar inevitabil apoi a început declinul său. Declinul lui Pătrășcanu. După 23 august 1944, un micuțul și detestatul pe atunci Partid Comunist impus la guvernare de URSS, s-au impus două tabere principale. Prima a fost reprezentată de ilegaliști, care în frunte cu Gheorghe Gheorghe Udej făcuseră pușcărie grea din cauza ideologiilor politice comuniste.
O a doua tabără a fost formată de comuniștii școliți la Moscova, care, pe perioada războiului, stătuseră ascunși la Moscova și pregătiți de Stalin pentru ca, la un moment dat, să preia puterea în România. Dintre aceștia amintim pe Anna Pauker, Emil Bondăraș, Saul Brugner, alias Silviu Brucan și Walter Roman, tatăl viitorului premier post-decembrist Petre Roman. Și astfel a început un război pentru putere în care Lucrețiu Pătrășcanu a fost o victimă sigură. De fapt, el nu era simpatizat de nicio tabără. Ambele grupări nu îl percepeau decât ca un factor care a legitimat actul de la 23 august 1944. S-au folosit de el, dar Pătrășcanu era mult prea popular și prea periculos ca să fie acceptat ca lider al PCR. Era considerat un inamic pentru ambele tabere, inamic ce trebuia eliminat. Astfel, din erou național acceptat de comuniști la 23 august 1944, Lucrețiu Pătrășcanu a devenit un proscris care trebuia eliminat. A rămas singur, iar soarta i-a fost încet, dar sigur, pecetluită. Era clar pentru toți că, indiferent ce tabără va câștiga bătălia pentru conducerea PCR, Lucrețiu Pătrășcanu nu avea loc în acest joc politic comunist. Gheorghe Gheorghiu Dej și teroarea comunistă. După cum se știe, cu sprijinul lui Stalin s-a impus favoritul său, Gheorghe Gheorghiu Dej, iar acesta a instaurat în România o dictatură comunistă de tip stalinist, prin care și-a lichidat adversarii politici. Iar Lucrețiu Pătrășcanu nu mai avea nicio șansă de scăpare. Era un pericol iminent ce trebuia amputat, la fel cum era Anna Pauker, Vasile Luca sau Teohari Georgescu. Rând pe rând, Gheorghe Gheorghiu Dej, cu multă răbdare, dar și cu acceptul Kremlinului, și-a consolidat puterea prin teroare, crimă și prin procese politice, procese care nu erau decât niște ieftine piese patetice de teatru executate în regie stalinistă. În timp ce Lucrețiu Pătrășcanu era un lider popular, Gheorghe Gheorghiu Dej simțea o mare frustrare în ceea ce îl privește. De altfel, Pătrășcanu era tipul de om orgolios și arogant, care știa să pună în dificultate un muncitor cu patru clase, precum Gheorghe Gheorghiu Dej. Pătrășcanu se simțea total superior, dar sprijinul politic de care beneficia Gheorghe Gheorghiu Dej avea să-i fie fatal. Un proces politic de tip stalinist. Lucrețiu Pătrășcanu a avut parte de cel mai îndelungat proces al unui lider comunist din istoria comunismului mondial. A fost acuzat de spionaj imperialist în favoarea englezilor și americanilor, de sabotare a Partidului Comunist Român, a fost acuzat și de înaltă trădare. Evident, toate aceste acuzații nu reprezentau decât înscenări politice ale proceselor din anii de după război. Lui Lucrețiu Pătrășcanu i-a mai fost pus în cârcă și naționalismul de care dădea dovadă. Erau vremuri în care naționalismul era asociat fascismului, iar comuniștii doreau prin orice mijloc să impună un internaționalism proletariat, care să distrugă orice urmă de identitate națională sau religioasă și în care clasa muncitorească avea ofensiva și era considerată prioritară. Încarcerat de comuniștii coordonați de Gheorghe Gheorghiu Dej, Lucrețiu Pătrășcanu a trecut prin toate etapele torturii și brutalității pușcăriilor politice. A văzut cu ochii lui exact ceea ce el însuși legitimase imediat după 23 august 1944. Pătrășcanu a fost un fel de cal troian în Partidul Comunist, fiind în realitate omul lui Maniu și al regelui, care aștepta cu nerăbdare sosirea americanilor. Aceasta era teza, bineînțeles, pentru că n-am putut marșa la ea, am suportat mai multă bătaie, mai multă carceră și mai multe pedepse decât în propriul meu proces, scria Corneliu Coposu. Procesul de care a avut parte Pătrășcanu a fost unul politic, sovietic, probabil ultimul cu adevărat stalinist din România. A fost exact tipul procesului stalinist din Cehoslovacia sau Polonia. Gheorghe Gheorghiu Dej, după ce l-a înlăturat prin epurare, în termenii vremii asasinare, pe fostul lider al PCR Ștefan Foriș în 1946, a rezolvat problema și cu cei școliți la Moscova prin îndepărtarea Annei Pauker și a partizanilor acesteia. Singurul care putea reprezenta o piedică pentru primul dictator comunist român rămăsese Lucrețiu Pătrășcanu. Dar Ghiță, așa cum era numit de apropiat, nu arăta șansa să-și consolideze puterea în cadrul Partidului Comunist Român și cu multă răbdare, după ce a primit acordul Kremlinului, a trecut la eliminarea sa. Împreună cu Pătrășcanu, lotul celor acuzați număra numai puțin de 11 nume. Pronunțarea sentinței a avut loc la data de 14 aprilie 1954. Pentru liderul comunist se impunea pedeapsa capitală. Era singura opțiune viabilă a lui Gheorghe Gheorghiu Dej.
Lucrețiu Pătrășcanu era convins că nu avea cum să scape. Soarta îi fusese decisă cu mult timp în urmă. Cu toate acestea, Grăitor este un fragment înregistrat ca ultimul cuvânt ce se află la dosarul procesului. Președintele: acuzat, Pătrășcanu, ai ultimul cuvânt. Ce ai de spus în apărare? Pătrășcanu: n-am nimic de spus, decât să scuip pe acuzațiile ce mi se aduc. Președintele: stai jos atunci. Acuzatul Pătrășcanu spune că n-are de spus nimic. Pătrășcanu: și că scuip pe acuzațiile ce mi se aduc. Președintele: acestea sunt insulte. Pătrășcanu: nu sunt insulte. La data de 14 aprilie, toți cei 11 inculpați acuzați de complot și spionaj și-au aflat sentințele. Un total de peste 58 de ani grei de pușcărie politică, condamnare la muncă silnică pe viață sau la moarte prin executare, cum a fost cazul lui Lucrețiu Pătrășcanu și Remus Kofler. La 17 aprilie 1954, la numai 3 zile de la pronunțarea sentinței, Lucrețiu Pătrășcanu a fost scos din celulă pe motiv că este dus la plimbare. A fost executat prin pușcare în ceafă, în incinta pușcăriei Jilava. Pentru acesta a fost finalul unei vieți curmate tragic, un destin care l-a purtat până în funcțiile de conducere a României. Concluzie. De data asta o lăsăm în seama seniorului Corneliu Coposu. Nu vreau să-l scutesc pe Pătrășcanu de acuza gravă că a contribuit în mod criminal la înfeudarea României sovieticilor, dar pot să confirm că Pătrășcanu avea o doză de patriotism și de onestitate față de ceilalți, care însă nu-l achită de vinovăție. V-am prezentat un alt material semnat de ziaristul și scriitorul George Hodorogea. Până data viitoare, Valigonea vă urează toate cele bune!